Bună ziua, dragii mei! Astăzi vorbesc despre eclipsele de lună pe care le vom avea în acest an 2021. O eclipsă mărește impactul fazei lunare. De aceea este bine să vă uitați în ce casă cade această fază și dacă face aspect de conjuncție cu planete personale. Semnul zodiacal în care cade luna arată natura evenimentelor activate. Mulți oameni tind să se îngrijoreze de anumite evenimente neplăcute generate de eclipse. În marea majoritate, aceste eclipse pot avea chiar efecte pozitive, numai că necesită adaptare la schimbări. Și începem cu eclipsa care se va întâmpla uh, la 26 mai, la ora 14, 13 minute și 51 de secunde. Luna va fi în Săcetător, în casa a patra și Soarele în Gemeni, în casa a zecea. Bineînțeles, fiind eclipsă, sunt implicate nodurile lunare, de aceea se și creează eclipsa. În aceeași casă cu Soarele mai sunt mijlocul Cerului, Venus și Mercur. Mercur în Gemeni, fiind în domiciliu, da? Nodul Nord este staționar, ceea ce este important pentru că înseamnă că punctează un eveniment important. E ca și cum ar fi un laser care pur și simplu se concentrează pe un subiect. Această eclipsă va fi vizibilă în zone din sud-estul Asiei, toată Australia, toată Oceania, cea mai mare parte din Alaska și Canada. În tot Hawaii, după apusul soarelui, în statele din centru și din vestul Statelor Unite, precum și în cea mai mare parte a Americii de Sud. Din România nu este vizibilă. După cum știți, o eclipsă are efect mai ales în zonele în care este vizibilă. Cu ochiul liber, se înțelege. Această eclipsă face parte din ciclul Saros 121. Această serie. Conține 82 de eclipse de-a lungul a 1461 de ani. Este eclipsă totală de lună, se întâmplă pe axa caselor 40, ceea ce aduce evenimente atât în plan personal, domestic, cât și în plan social, în carieră. Cheia oricărei eclipse este să ajungeți la un echilibru între cele două activități și să evitați extremele. De aceea există o necesitate de a prioritiza activitățile. În La această fază a lunii pline, este posibil să ajungeți uh, la un rezultat concret în profesie, care să vă folosească pentru viitor. De aceea este nevoie să fiți flexibili, adaptabili, înțelegători și isteți. Nu vă cramponați de vreo părere sau o idee. Comunicarea, mai multe colaborări și negocieri și dorința de schimbare bine vă poate aduce rezultate foarte bune. Puteți face alianțe care să vă susțină proiectele și propunerile. Și în niciun caz nu vă izolați. De ce spun toate chestiile astea? Pentru că această uh, eclipsă se formează în uh, lângă faptul că sunt case unghiulare, care activează foarte mult tot ce se întâmplă în aceste case. Se întâmplă și în zori mutabile, ceea ce înseamnă că uh, nu trebuie să vă cramponați de uh, idei, de oameni, uh, de tot felul de situații care au funcționat cu altă ocazie, dar acum este posibil să fie necesar să apară idei noi, uh, acțiuni noi și schimbări. Și vă uitați unde cade în. Uh, harta voastră natală această eclipsă totală de lună. A doua eclipsă se va întâmpla la data de 19 noiembrie 2021 la ora 11, de minute și 26 de secunde. Interesant e că se întâmplă pe aceeași axă, 40, numai că în zodii fixe. Luna în taur, și soarele în scorpion. La 27 de grade este o eclipsă parțială de lună și va fi vizibilă în zone din Europa, în Asia, Australia, nord-vestul Africii, America de Nord și de Sud, Oceanele Pacific, Indian și nu este vizibilă din România. Această eclipsă face parte din ciclul Saroș 126. Și conține 70 de eclipse de-a lungul a 1244 de ani. De data asta, la această fază, ni se solicită o stabilitate interioară emoțională, cât și una mentală, pentru că este necesar să fiți mai practici și organizați pentru a acționa împreună cu alții, comunicarea fiind mai directă și mai clar direcționată. Pot apărea tensiuni din cauza încăpățânării și a ideilor fixe, pentru că avem zodii fixe aici, da, Taur Scorpion. Dar dacă rămâneți deschiși la dialog, se poate regla din mers situația. Mesajul e să nu vă grăbiți, gândiți bine, stabiliți pașii clar de acțiune înainte de a vă apuca de treabă. De data asta, Mercur nu mai este în domiciliu în Gemeni, ci e în Scorpion, iar Scorpionul este stăpânit tradițional de Marte, iar aici avem, nu este neapărat o conjuncție, dar este în același semn. Marte este tot în Scorpion, el este în domiciliu de data asta. Aici și soarele și mijlocul cerului arată că acest eclips o să uh, necesite, o să genereze dorința de a acționa într-o variantă fermă, directă, clară, prin perseverență și uh, dorință de realizare. Dar fiind Marte acolo, nu exclude anumite tensiuni și discuții mai aprinse. Ok, dacă toate chestiile astea duc oricum la o rezolvare și nu o luați personal, pentru că zodiile fixe pot avea tendința să ia lucrurile prea personal. Încercați să vă detașează. Luna în Tauri e adevărat că e în domiciliu în casa a patra, dar Taurul, după cum știi, e încăpățânat de altă parte, zodiile fixe uh, nu stă nebunite după schimbare. Se poate analiza situația uh, pas cu pas, da? adică schimbări uh, clare, pașii bine stabiliți, pentru că zodiile fixe așa lucrează. Vor să fie totul previzibil. În realitate nu e așa. Planul e una, realitatea e alta. Încerca să nu fiți dezamăgiți dacă nu voie socotelile. Așa cum ați vrut 100%, important e că vă apucați de treabă și că știți foarte bine ce vreți. Bineînțeles, și această fază de lună plină, vedeți unde se așează pe harta voastră și ce activează, ce domenii de viață, ce planete personale fac conjuncție cu această fază de eclipsă, da? și încercați să înțelegeți ce aveți de făcut. Aștept comentariile și întrebările la acest vlog. Până data viitoare, vă doresc numai bine. Pa, pa!